Duminica a 10-a după Rusalii, la Catedrala Patriarhală, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a evidențiat o serie de învățături care se pot desprinde din pericopa evanghelică rânduită în această duminică. Ierarhul a subliniat în cuvântul său credința tatălui îndurerat de suferința fiului său, precum și importanța ajutorului reciproc dintre creștini prin rugăciunea unora pentru alții. Credincioșii localității brașovene Recea au participat duminica aceasta la un moment istoric pentru biserica lor. Locașul de cult al parohiei Recea Nouă cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a fost târnosit de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, împreună cu preasfințitul părinte Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Îmbrăcați în costume populare, credincioșii au venit încă de la primele ore ale dimineții pentru a participa la slujba de sfințire și la Sfânta Liturghie. Zidită în perioada 1891-1896, Sfântul Locaș de Cult a fost refăcut în ultimii ani prin strădania părintelui paroh Iulian Mihai Boac, împreună cu enoria și cu autoritățile locale. Biserica a fost împodobită și cu pictură realizată în tehnica fresco. Părintele paroh a fost hirotesit iconom stavrofor de înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu. La final, Consiliul și Adunarea Parohială, precum și Primăria Comunei Recea, au primit acte de cinstire. Mitropolia Ardealului și Asociația Părinților pentru o Educație Sănătoasă organizează la Centrul Pastoral Misionar Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din stațiunea Păltiniș simpozionul național cu tema Școala pentru Părinți, un imperativ misionar stringent al Bisericii Ortodoxe. Evenimentul va avea loc în perioada 10-13 august la Centrul Pastoral Misionar Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din stațiunea Păltiniș. Simpozionul reprezintă un punct de plecare pentru mai multe activități de informare a părinților privind educația copiilor lor, organizate de Patriarhia Română la nivel național în acest an. Duminica aceasta, înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a fost prezent în mijlocul credincioșilor de la parohia Bălăceana. Aici, ierarhul a resfințit pictura bisericii parohiale cu hramul Sfinții Trei Ierarhi. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Pimen a fost întâmpinat după datina din Bucovina cu flori, pâine și sare și însoțit până în curtea bisericii de un alai de călăreți îmbrăcați în costum popular. Sfânta liturghie a fost oficiată pe un podium amenajat în curtea bisericii, în jurul căruia s-au adunat credincioși veniți și din alte parohii. Răspunsurile liturgice au fost date de corurile reunite din capul câmpului și Eud, Maramureș. În timpul Sfintei Liturghii a avut loc și o hirotonie în preot. La finalul slujbei a fost săvârșită și o pomenire a ctitorilor Sfintei Biserici. Credincioșii care s-au implicat la lucrările desfășurate aici au fost răsplătiți cu diplome, iar părintele paroh Marius Ioan Chindriș a fost ridicat la treapta de iconom stavrofor. Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă creștină. Îngrijorați de seceta prelungită și răspunzând apelului ierarhiei bisericești, numeroși suceveni împreună cu preoții lor au participat duminică după amiaza la o procesiune pentru ploaie cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. În sunet de clopote și toacă, procesiunea a început de la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Mulțimea de credincioși s-a îndreptat pe platoul din afara orașului, iar preoții au avut în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Pe lângă rugăciunile pentru ploaie, ierarhul a săvârșit și acatistul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Duminica aceasta, credincioșii parohiei Vrâncene Călieni l-au avut în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Ierarhul a sfințit piatra de temelie a noului locaș de cult din cadrul filialei Călienii Noi cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva. În continuare, preasfinția s-a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Călienii Vechi. Răspunsurile la stran au fost date de grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul.
Pentru eforturile depuse la edificarea noii biserici, părintele paroh Mihail Stanciu a fost distins cu rangul de sachelar, iar primarul comunei Nănești, domnul Neagu Stoica, a primit o diplomă de vrednicie și o icoană cu chipul sfântului ierarh Nicolae. Duminica aceasta, înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, s-a aflat în mijlocul tinerilor reuniți în cadrul programului celei de-a 19-a ediții a taberei de vară intitulată Ora de religie în vacanță, misiunea tinerilor de a reînnoi prin experiență tradiția satului românesc. Tabăra de vară se desfășoară la parohia Vizirul de Jos, unde în ultimii 19 ani s-au desfășurat numeroase tabere de copii și tineret, având ca temă generală redescoperirea valorilor tradiționale ale spiritualității românești. Ierarhul a săvârșit aici Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți, iar răspunsurile la strană au fost date de copiii participanți la tabără. La sfârșitul slujbei, înalt preasfinția s-a oferit numeroase daruri tuturor copiilor și tinerilor prezenți. Anul acesta, programul taberei cuprinde activități cultural-religioase, artistice, de creație, culinare, sportive și recreative, la care participă timp de 2 săptămâni un număr de aproximativ 70 de copii. Binecuvântarea și în prezența înalt preasfințitului părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Vladimirești, județul Galați, a avut loc un simpozion teologic dedicat evocării monahiei Teodosia Lațcu, la 25 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. La eveniment a participat și preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, precum și numeroși preoți, profesori, teologi, oameni de cultură, monahi și monahii, atât din cadrul arhiepiscopiei Dunării de Jos, și din alte eparhii. Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii și oficierea slujbei de pomenire, după care au urmat dezbaterile propriu-zise. Conferințele au evocat cele mai importante aspecte din viața și lucrarea monahiei Teodosia Lațcu. La finalul dezbaterilor au fost recitate versuri compuse de această monahie, iar corul mănăstirii Vladimirești a interpretat piesa intitulată Pentru eroii noștri. Evenimentul s-a încheiat cu vernisarea unei expoziții de documente, fotografii și obiecte care au aparținut monahiei Teodosia Lațcu. Credincioșii parohiei Bogâltin din protopopiatul Băile Herculane s-au bucurat în duminica a 10-a după Rusalii de prezența în mijlocul lor a preasfințitului părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Încă de la orele dimineții, chiriarhul a fost întâmpinat la intrarea în sat unde a sfințit o troiță. Îmbrăcați în straie populare, credincioșii au mers în procesiune până la biserica parohială cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Ierarhul a săvârșit aici o slujbă de binecuvântare pentru lucrările efectuate la exteriorul bisericii. În continuare, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Etos al episcopiei Caransebeșului. La eveniment au participat și autorități locale. La final, părintele paroh Cristian Rădulescu a fost hirotesit iconom stavrofor. Ctitorilor și binefăcătorilor le-au fost oferite acte de cinstire, iar domnului primar Nicolae Novăcescu i-a fost înmânată diploma de onoare Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Duminica aceasta, preasfințitul părinte Iustin Sighetanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a târnosit biserica din parohia Bârgău, protopopiatul Baia Mare. Slujba a fost săvârșită pe o scenă special amenajată, iar la sfârșitul Sfintei Liturghii, părintele paroh a fost distins cu rangul de iconom. De asemenea, binefăcătorii au primit diplome de vrednicie. Tot acum, preasfinția sa a binecuvântat locul unde se va construi noua casă parohială. În duminica a 10-a după pogorârea Sfântului Duh, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica mănăstirii Buna Vestire Durău, din județul Neamț. În cuvântul de învățătură, preasfinția sa a evidențiat semnificațiile pericopei evanghelice, în care a fost prezentată minunea vindecării lunaticului, săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos. Totodată, preasfințitul
preoția sa a vorbit și despre personalitatea marcantă a binecredinciosului voievod martir Mihai Viteazul. După Sfânta Liturghie, preasfinția sa a oficiat și slujba parastasului pentru domnitorul Mihai Viteazul, la 414 ani de la trecerea sa în veșnicie. La final, în semn de aleasă prețuire, ierarhul a oferit Stavroforei Raisia Lungu, stareța mănăstirii, distinția eparhială, vrednicia vlășceană, împreună cu alte daruri sfinte. Marțea aceasta, în prezența și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei și exarh patriarhal, va avea loc la Târgoviște prăznuirea sfântului ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului și mitropolitul țării românești. Racla cu moaștele sfântului ierarh se va afla în fața catedralei eparhiale. Sărbătoarea începe încă din această seară cu pelerinajul tinerilor din eparhie. Acțiunea tinerilor a început în fața catedralei mitropolitane, continuă către centrul istoric al vechii cetăți de scaun muntene și se încheie tot în fața catedralei, cu oficierea acatistului sfântului ierarh Nifon și cu închinarea credincioșilor la racla cu sfintele moaște ale acestui mare sfânt ierarh. În perioada 30 iulie 5 august, corul bărbătesc Cantus Domini a participat la cea de 13-a ediție a festivalului și concursului internațional The Singing World, care s-a desfășurat în orașul Sankt Petersburg, Rusia. Anul acesta la concurs au fost înscrise un număr de 38 de coruri, repartizate pe mai multe secțiuni. În cadrul competiției, corul Cantus Domini a obținut locul întâi la secțiunea Coruri pe voce egale femeiești și bărbătești și respectiv locul al doilea la secțiunea Coruri de cameră. Coreștii noștri s-au calificat și în etapa Grand Prix, unde au obținut premiul special al publicului. Corul Cantus Domini a obținut al doilea punctaj din concurs, după corul academic al conservatorului din Moscova. Cu binecuvântarea preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, delegația română condusă de părintele arhidiacon profesor dr. Răzvan Constantin Ștefan, dirijorul corului bărbătesc Cantus Domini, și de părintele lector universitar dr. Aurel Mihai, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, s-a întâlnit cu conducerea Academiei Duhovnicești din Sankt Petersburg. Părintele vicar Aurel Mihai a transmis conducerii Academiei Duhovnicești mesajul părintelui profesor dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie din București, între cele două instituții teologice existând un protocol de colaborare. Lunea aceasta se împlinesc 12 ani de la trecerea la cele veșnice a părintelui Constantin Galeriu. Duhovnic renumit și ilustru profesor de teologie, părintele Constantin Galeriu a adormit în Domnul în anul 2003 și este înmormântat în curtea bisericii Sfântul Silvestru din capitală.